S-a izbit cu vehiculul său într-o mașină parcată, apoi a dat bir cu fugiții. Când a fost prins, automobilistul era în stare avansată de ebrietate. Totul a avut loc în seara de 3 mai, pe strada Mitropolitul Dosoftei din orașul Bălți. Polițiștii de patrulare au primit o informație prin stația radio, precum că un automobilist a accidentat o mașină parcată regulamentar, apoi a părăsit locul faptei. Oamenii legii au inițiat verificările în zonă, iar la scurt timp au identificat șoferul căutat. Acesta are 34 de ani și este locuitor al municipiului Bălți. În timpul documentării, șoferul manifesta un comportament agresiv, de aceea el a fost dus la spitalul din Bălți pentru a-i fi preluate probe biologice. Când a ajuns la spital, el totuși a căzut de acord să treacă etilotestul. Prin urmare, mașina bărbatului a fost dusă la o parcare specială, iar șoferul este cercetat penal. Pentru că a urcat băut la volan, el riscă 240 de ore de muncă neremunerată cu anularea dreptului de a conduce, iar pentru că a provocat un accident și a fugit, o amendă de până la 5.000 de lei.